trăim într-o perioadă în care mediul digital nu poate fi ignorat, în special atunci când vorbim de educația copiilor. Tocmai din acest motiv, este necesar ca școlile să le pună la dispoziție celor tineri toate uneltele de care au nevoie pentru a învăța și, de ce nu, de a excela. Un domeniu important de dezvoltare a tinerilor, precum informatica, a devenit o prioritate în ultima vreme. În ciuda lipsei bazei materiale adecvate, rezultatele elevilor din câmpul lung sunt cunoscute la nivel național și nu numai, motiv pentru care merită să fie susținuți și încurajați. Ziua Internațională a Educației, care se sărbătorește pe 5 octombrie, este o ocazie bună ca să ne îndreptăm atenția și spre nevoile învățământului românesc. În comunitatea din zona noastră, Holcim, România, a derulat deja o serie de proiecte pentru dezvoltarea și educarea tinerei generații. Peste 1500 de elevi din Câmpul Lung, Boteni, Stoienești și Valea Mare Pravăț beneficiază în prezent de calculatoare noi în urma amenajării laboratoarelor de informatică prin sponsorizarea Holcim. Partura de astăzi ajută foarte mult pentru că programele avansează extrem de mult și cer cât mai multe specificații, cât mai bune. Rezultatele s-au văzut din cauza că am putut să lucrez mult mai bine pe un calculator bun decât pe unul rău și am putut să fac o performanță foarte bună. Un sfat pentru copii, deci? Să profite de aparatura pe care o au și să lucreze cât mai mult, deoarece este foarte important educația pe care le oferă. Este o facilitate pentru copii. Cu ajutorul acestor calculatoare, acestei baze materiale, elevii pot face mult mai ușor performanță și pot obține ușor competențele specifice atât în domeniul informaticii, cât și la celelalte discipline de învățământ. Ați avut și până acum performanță? Am avut. Sperăm ca de acum încolo să avem și mai multe premii și copiii să fie bucuroși, iar școala recunoscută pentru aceste lucruri. Elevii de la școala gimnazială Nanu Mușcel din Câmpul Lung se bucură încă de anul trecut de un laborator de informatică modern, ce le oferă posibilitatea de a obține rezultate deosebite în școală, precum și la concursurile și olimpiadele școlare județene și naționale. Din această toamnă, școala gimnazială Oprea Iorgulescu are în dotare un laborator modern de informatică cu 33 de calculatoare performante. Școala oferindu-ne dotarea cu calculatoarea sălilor de informatică și a claselor, ne oferă nouă elevilor ocazia de a învăța și comunica la un nivel înalt. Datorită impactului pe care îl are internetul în viața de zi cu zi, informatica își are loc în toate domeniile vieții. Suntem astăzi la școala gimnazială Oprea Iorgulescu pentru a inaugura noul laborator de informatică care ne-a fost oferit prin sponsorizare de către firma Holcim România. Am ales această dată de inaugurare, întrucât suntem în apropierea datei de 5 octombrie, dată care știm că este ca ziua educației, ca zi dedicată educației. Și Colegiul Național de Nicu Golescu, care a avut șansa să găzduiască anul acesta pregătirea lotului național olimpic de informaticieni, și care a format de-a lungul timpului o serie de elevi, astăzi studenți la universități de prestigiu din Europa și America, se poate mândri cu un laborator de informatică de ultimă generație, oferit de Holcim România. Au fost sponsorizați de către Holcim și pe această cale le mulțumim din toată inima că fără dânsii n-am fi putut pur și simplu să ținem acest eveniment deosebit în Câmpul Lung. Și acest laborator este dotat în întregime de către dumnealor. A fost o reușită evenimentul din luna mai. Colegii de la lotul național chiar au fost încântați și copiii au fost încântați că au putut să participe la acea competiție în condițiile cele mai bune. Investiția totală realizată de Holcim România pentru dotarea laboratoarelor de informatică de-a lungul ultimilor 2 ani, în valoare de circa 100.000 de euro, constă în 140 de calculatoare moderne și accesibile copiilor, precum și mobilier pentru sălile de clasă. De-a lungul timpului, elevii mușeleni au avut performanțe apreciabile, atât la clasă cât și la concursurile de specialitate la care au participat. Iar acum vor putea să obțină rezultate și mai bune, deoarece au posibilitatea să învețe informatica în condiții moderne.